14 ani, cântărește 150 de kilograme, cât 3 de vârsta lui. Cristi suferă de obezitate morbidă. Grăsimea i-a pus stăpânire pe organe, dar și pe viață. Ajunsese chiar să nu mai iasă din casă de rușine. Cu ajutorul Fundației Mereu Aproape, adolescentul a primit astăzi o nouă șansă la viață. O intervenție chirurgicală de reducere a stomacului îl va ajuta să slăbească. România este pe locul 3 în Europa când vine vorba despre obezitatea infantilă. Plângea, mânca. Și s-a ajuns aici. Știu că am 150 de kilograme. 150 de kilograme la doar 14 ani. Cristi e unul dintre cei 15.000 de copii din România care suferă de obezitate. A lui e morbidă, adică îi pune viața în pericol în orice clipă. Problema a plecat acum în 2011, când a murit mama. Atunci a avut el primul șoc puternic, după care a urmat o grămadă de probleme, a intrat într-o depresie. Din care n-a mai ieșit. A fost pe rând la psiholog, apoi la spital. Cu un an era mai normal, dar începusem să fac țâțe și burtă. El nu mai vrea nici să iasă din casă, că îi se părea că râde toată lumea pe stradă când merge. Nu vrea să iasă din casă, vrea să stea singur, să nu-l vadă nimeni. Și a ajuns aici, în punctul în care doar bisturiul îl mai poate salva. Un strat de țesut adipos îi învelește strâns fiecare organ. Din cele 150 de kilograme, 72 sunt grăsime pură. Medicii au decis să-i micșoreze considerabil stomacul, pentru ca stratul de grăsime să fie eliminat treptat. Am emoții și am dat acu și n-am nevoie. Astăzi a fost ziua cea mare a intervenției. Și cel puțin în ultima săptămână n-am dormit, n-am mâncat, n-am... Și acum că el în operație? Acum tremur toată. Reducerea stomacului prin metoda chirurgicală laparoscopică e o procedură care durează circa 40 de minute. E o intervenție chirurgicală extrem de modernă. Și cu rezultate sigure. Cristi va slăbi 20 de kilograme doar în prima lună. Adolescentul speră să revină la o greutate mai normală până în toamnă, când va intra la liceu.